Radio Severin te pregătește de școală. Este concursul derulat pe frecvența 97,9 FM săptămâna trecută. În fiecare zi, câte doi ascultători fideli au fost premiați. Cum ne aflăm în prag de debut de an școlar, cei care au răspuns corect la întrebări au câștigat ghiozdane și rechizite. Marioci, trusă geometrică. O să-i placă pensule, cu siguranță, foarte încântată. Și de pictură nu mai vorbesc. E foarte încântată de pictură. Uite și un stilou. Mulțumesc RTS-ului pentru că întotdeauna ne-a făcut surprize plăcute. Particip, vreau să zic, de când am venit în Severin, de 3 ani. De când m-am mutat în Severin, particip la toate concursurile. Deci nu mi-a lipsit nimic, pentru că sunt fan RTS. Ascult frecvența 97,9 FM, urmăresc și știrile, cumpăr și ziarul informația de Severin și de acolo am parte de câștiguri, de mai multe câștiguri am avut parte. În fiecare zi, în eter, era aruncat câte un indiciu și el a avut legătură cu începerea școlii. Cei care l-au auzit, ascultând Radio Severin, au sunat la binecunoscutul de acum număr de telefon 0252-333-979 și au câștigat. Uite, din partea Radio Severin să-l stăpânești cu plăcere și să-l folosești cu plăcere. Mulțumim și multe sănătate! Un penar și niște cărți. Și o să-ți fie ție de folos? Da. Am avut 9 câștigători în toate cele 7 zile. Astăzi a fost ultima zi de campanie. Campania s-a intitulat Radio Severin te pregătește de școală și cu siguranță o să observați și singuri micuții vor pleca echipați de Radio Severin direct la școală. 9 severineni au trecut săptămâna trecută pragul radio-televiziunii Severin pentru a intra în posesia premiilor.